A fost odată ca niciodată un negustor care avea trei fete. Într-o zi, pregătindu-se să plece în cele țări străine, după marfă, și-a chemat fetele și le-a întrebat: ce să vă aduc de peste mări? Sora cea mare a cerut să-i aducă ceva de îmbrăcat, cea mijlocie ceva de încălțat, cea mică însă a luat o foaie de hârtie, a desenat pe ea o floare și i-a spus tatălui: mie te ducă să-mi aduci o floare ca asta. Negustorul a umblat mult prin cele țări străine, dar n-a văzut pe nicăieri o floare asemănătoare celei desenate de mezina sa. Pe drumul de întoarcere a dat de un palat măreț, cu turnuri și grădină. A intrat să se plimbe prin grădină și s-a minunat de mulțimea florilor și a pomilor. Când s-a uitat mai bine, a văzut că acolo creștea și floarea desenată de fiica lui. Ce-ar fi s-o rup și s-o duc iubitei mele fiice, se gândi el. Mi se pare că nu-i nimeni prin preajmă și n-o să mă vadă careva. S-a plecat, a rupt floarea, dar în acest timp s-a iscat un vânt năprasnic, a răsunat tunetul și în fața negustorului s-a arătat o matahală înspăimântătoare, un zmeu înaripat și cu trei capete. Cum de îndrăznești să furi din grădina mea? A urlat zmeul la negustor. De ce ai rupt floarea? Negustorul s-a speriat și a început să-și ceară iertare. Fie, zise zmeul, am să te iert, dar cu o condiție. Cine te va întâmpina primul când vei ajunge acasă, pe acela să mi-l dai mie, pe vecie. Însă ține minte, dacă mă tragi pe sfoară, de mine n-ai să scape, am să te găsesc și în gură de șarte. Negustorul s-a învoit, s-a întors acasă și când se apropia de gospodăria lui, fata cea mică l-a zărit pe geam și fără a sta pe gânduri a ieșit în întâmpinare. Negustorul s-a întristat, s-a uitat la fiica sa și l-au podidit lacrimile. Ce-i cu tine, tătucă? De ce plângi? Tatăl i-a dat floarea și i-a povestit tot ce se întâmplase. Nu te întrista, tătucă, îi spuse mezina. Dacă o să vrea Domnul, o să-mi fie bine și acolo. Du-mă la zmeu. Tatăl a dus-o, a lăsat-o la palatul zmeului și a luat rămas bun și s-a întors acasă. Frumoasa fată, fiica negustorului, a umblat prin palat minunându-se de frumusețea lui, pretutindeni numai aur și catifea, dar nici țipenie de om. Timpul trecea fără să se oprească. Ah, ce-aș mai mânca acum? Se gândi fata. Nici n-a isprăvit să-și ducă gândul până la capăt, că dinaintea ei s-a întins o masă cu tot felul de bunătăți pe ea. Doar lapte de pasăre mai lipsea. S-a așezat la masă, a mâncat și a băut pe săturate, iar când s-a ridicat, totul a dispărut la fel de repede cum apăruse. Soarele a apus și a început să se întunece. Fata negustorului a intrat în dormitor și a început să se pregătească de culcare. Deodată s-a pornit un vânt puternic și s-a ivit dinaintea ei zmeul cu trei capete. Bună seara, frumoasă fecioară, zise el, te rog să mă aștergi să dorm aici, lângă ușă. Zmeul
s-a culcat lângă ușă, iar fata s-a culcat în pat. Dimineața când s-a trezit, a văzut că în tot palatul iarăși nu era nici țipenie. În schimb, orice dorință și-ar fi pus, i se îndeplinea pe dată. Seara s-a întors zmeul și i-a poruncit. Acum, frumoasă fecioară, pregătește-mi culcușul alături de patul tău. Fata i-a așternut alături de patul ei, s-a culcat, iar dimineața când s-a trezit, a băgat de seamă că în palat nu era nimeni. Seara când s-a întors zmeul pentru a treia oară, i-a spus. Ei, frumoasă fată, acum e momentul să mă culc în pat, lângă tine. Fetei s-a făcut frică să se culce lângă un asemenea monstru hidos, dar n-avea de ales. Și-a înfrânat teama și s-a culcat lângă el. Dimineața zmeul îi spuse, dacă tânjești, frumoasă fată, du-te la tatăl și surorile tale pentru o zi, iar seara întoarce-te la mine, nu mai bagă de seamă. Dacă ai să întârzi și o singură clipă, am să mor de necaz. Nu, nu voi întârzia, i-a răspuns fata. A ieșit în pridvor și a văzut că trăsura o și aștepta la intrare. S-a urcat și în același clipă a ajuns la casa părintească. Când a văzut-o, negustorul a îmbrățișat-o cu mare bucurie. Cum o duci, fata mea iubită? Îți este bine? Bine, tătucă, i-a răspuns fata și a început să-i povestească ce bogăție era în palatul zmeului și cum îi se îndeplinea orice dorință. Surorile ei o ascultau și mureau de ciudă. Ziua a trecut repede și frumoasa fată a început să se gătească de întoarcere și să-și ia rămas bun de la tatăl ei și de la surorile sale. E timpul să mă întorc. Mi s-a poruncit să nu întârzi. Surorile, pismașe, și-au frecat ochii cu ceapă și s-au prefăcut că plâng. Nu pleca, surioară! Mai rămâi măcar până mâine dimineață! Fetei s-a făcut milă de surori și a rămas până a doua zi dimineață. Și-a luat rămas bun și s-a întors la palat. Acolo totul era pustiu ca de obicei. A ieșit în grădină și a văzut că zmeul zăcea mort în iaz. De necaz se aruncase în apă. Doamne, ce am putut să fac? A strigat frumoasa fată și a izbucnit în lacrimi. S-a apropiat într-un suflet de iaz, l-a scos pe zmeu pe mal, i-a îmbrățișat unul din capete și l-a sărutat apăsat. Zmeul s-a scuturat pe dată și s-a prefăcut într-un tânăr viteaz. Îți mulțumesc, frumoasă fecioară, îi spuse viteazul. M-ai scăpat de o mare nenorocire. Nu sunt zmeu, ci fiu de țar. Am fost prefăcut în zmeu de o vrăjitoare, iar tu, prin sărutul tău, ai destrămat blestemul. S-au luat de mână, au plecat la casa negustorului, s-au cununat și au început să trăiască și avutul să și-l sporească.